3 septembrie, un singur meci pentru un trofeu, cum vezi împrutarea cu Dinamo? Un meci foarte dificil, o luptă, ca să spun așa. Însă, noi suntem două echipe care suntem foarte aproape valoric. Și eu cred că cine e mai esteți pe moment și cine are schimpirea aceea, cu siguranță va ieși învingător din acest duel. Cea mai bună echipe din țară, va ieși un spectacol frumos? Cu siguranță, cu siguranță. Așteptăm cât mai mulți oameni la sala polivalentă și cu siguranță. Este un derby. Din anul acest semn, acum puteți spune că este un derby. Puțin ciudat că a început deja sezonul, dar vă jucați pentru un trofeu pentru din sezonul trecut? Așa sunt regulile. Supercupa mereu așa a fost. E un trofeu important pentru noi. Bine, ca și campionatul și Cupa României, dar cu siguranță înseamnă ceva. Și sperăm să o aducem la București. Oricum va rămâne în București. La București, la CSM București. Publicul că-ți va veni pentru fete sau pentru băieți mai mult? O întrebare grea. Bine, și noi cred că avem mulți fani, dar cu siguranță fetele sunt peste noi. Vă dați seama, câștigătoare de Champions League, au un renume. Ele mereu au fost peste noi ca public, ca valoare. Cu siguranță sper să rămână de la ele și la noi câțiva. Păi ce le promiți fanilor care vor veni la Polivalent? Un meci frumos și, Doamne, este o victorie. Mersi frumos!